Ediția din acest an a concursului internațional George Enescu stă sub semnul speranței după pandemie, a revenirii în sălile de concerte. 100 de tineri muzicieni din toată lumea s-au înscris la această ediție. It is wonderful to welcome you to the George Enescu International Competition. It is so important for us to be able to celebrate the hard work of all the competitors that have made it this far. It's a great privilege for the city of Bucharest, for the country of Romania, to host this competition because we place value on art, we place value on culture, and this is one way that we can promote art. Ediția a început în luna mai, odată cu înscrierea concurenților la etapa online, pentru că anul acesta se desfășoară hibrid. Etapa online a avut loc în luna mai și etapa live va avea loc acum între 4 și 18 septembrie la Ateneu, direct semifinalele. La București vor fi gala de deschidere, 3 gale finale de concerte cu orchestră și 5 recitaluri, iar la Sibiu alte 3 recitaluri susținute de câștigătorii din edițiile trecute. Toate biletele pentru gala de deschidere au fost vândute. Este foarte important să duceți mesajul culturii române către marele public. Trebuie să accentuăm acest mesaj extrem de important, și anume că manifestarea culturală nu este pentru elite, este pentru toți oamenii care vor frumosul în viața lor. Televiziunea Română și Radioul Public sunt și în acest an coproducători ai evenimentului. Veți putea urmări, ca de obicei, transmisiunile directe și înregistrate, interviurile cu personalități realizate de o parte a echipei TVR. Dacă anul acesta atât poate oferi Televiziunea Română, promisiunea că va reexista TVR Cultural, anul viitor, la festivalul George Enescu, ne vom reîntâlni, sper, cu vești și mai bune. Concursul Internațional George Enescu a ajuns în acest an la 18-a ediție. Concertul de deschidere va avea loc pe 4 septembrie, la exact 64 de ani de la prima ediție a festivalului.